În urma verificărilor au fost descoperiți trei agenți economici care nu îndeplineau normele de igienă și depozitare a produselor alimentare. Niciunul nu a scăpat de sancțiuni. În ultimele zile, inspectorii sanitari veterinari pentru siguranța alimentelor a continuat seria inspecțiilor ce se efectuează privind prevenirea toxinfecțiilor alimentare. Ne referim aici la unitățile de alimentație publică de la noi din județ, ce depozitează și comercializează alimente de origine animală și non-animală. Au fost sancționați doi agenți economici cu o amendă de 2000 de lei privind depozitarea necorespunzătoare a produselor de origine animală și un alt agent economic cu o amendă valoare de 700 de lei privind nerespectarea condițiilor de igienă. Inspectorii sanitari veterinari desfășoară de asemenea controle în trafic în colaborare cu polițiștii de la serviciul rutier. Se efectuează la momentul actual și controle în trafic. Urmărim aici atât mijloace de transport produsele de origine animală, precum și animalele ce sunt transportate sau tranzitate pe la noi prin județul nostru. A fost găsit un mijloc de transport ce nu îndeplinea condițiile de bunăstare a animalelor, aplicându-se o amendă în valoare de 700 de lei. Seria controlelor demarate în rândul unităților care comercializează produse alimentare continuă, mai ales că temperaturile ridicate facilitează degradarea produselor, iar dacă acestea sunt consumate, provoacă afecțiuni grave organismului.